Tinerii sunt o resursă esențială pentru progresul societății, în contextul în care 1 din 5 tineri în România sub 25 de ani este șomer, iar 1,5 milioane de tineri se află în categoria de risc de sărăcie statistici, care ne plasează la coada Europei. Partidul Social Democrat a lansat un program pentru tineri pentru a crea perspective de realizare a tinerei generații în propria țară. Alocații pentru finalizarea studiilor, burse profesionale în cuantum de 400 de lei pe lună, garantarea salariului de încadrare de 2500 de lei brut în primii 3 ani de muncă, programe pentru însușirea unei profesii sunt doar câteva dintre măsurile prezentate de liderul PSD, Liviu Dragnea, la Palatul Parlamentului. Evenimentul a fost organizat de socialiștii europeni cu scopul creării unui pact al tinerilor. La acțiune a luat parte și delegația din Ialomița a Partidului Social Democrat, alături de candidații propuși de formațiunea politică la alegerile din 11 decembrie. Creșterea ponderii criteriului privind angajabilitatea în finanțarea instituțiilor de învățământ superior, precum și în clasificarea și evaluarea externă a instituțiilor respective. Stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor, în afară de programul pentru tinerii care provin din familii defavorizate, care vor beneficia de un program de mini-granturi, de asemenea, în programul România Startup Nation, o schemă de ajutor de stat pentru startup-uri, în fiecare an cel puțin 10.000 de startup-uri, schema de ajutor grant 100% până la 200.000 de lei. Locuințe pentru tineri, 1.500 de locuințe pe an, și vorbim de locuințe de serviciu pentru medici tineri, profesori debutanți, tineri din medii dezavantajate, tineri cu dizabilități. Credite pentru cursuri, chirii sau avans la casă. 40.000 de lei valoarea creditului, 80% garantat de stat, 100% dobânda subvenționată. Beneficiari tinerii până la 26 de ani care sunt angajați, urmează o școală profesională sau sunt studenți. Creșterea burselor pentru studenți. Nu mai spunem ce a făcut PSD-ul înainte, spunem ce vrea să facă PSD-ul de anul viitor. Creșterea cu 50% a burselor de la 1 iulie 2017, de la 83 de lei pe student la 125 de lei pe student, iar de la 1 ianuarie 2020, 175 de lei pe student. Creșterea burselor sociale de la 360 de lei pe lună astăzi, la 700 de lei pe lună în iulie 2017. Tinerii, animați de valorile de stânga, au primit susținere din partea unor personalități marcante ale Partidului Social Democrat. Acestea au oferit și soluții pentru integrarea tinerei generații pe piața muncii și facilitarea accesului la educație. Noi suntem oameni politici care coborâm de fiecare dată în stradă, acolo unde sunt probleme, în mijlocul oamenilor. Ne amintim și apreciem Garanția pentru Tineri, un program foarte important, adresat tinerilor din întreaga Europa, un program pe care noi am fi vrut să-l vedem mai mult implementat în România, dar Guvernul Zero, Ministrul Zero al Fondurilor Europene, a considerat că tinerii noștri nu merită fondurile alocate pentru locuri de muncă și pentru promovarea politicii pentru ei. De fiecare dată când Partidul Social Democrat a fost la guvernare sau a susținut un guvern, cum a fost guvernul condus de domnul Tăriceanu, de fiecare dată România a avut creștere economică. Și de fiecare dată când Partidul Social Democrat a fost în opoziție, România s-a dus pe tobogan și a trebuit din nou să vină partidul nostru cu un guvern social democrat să aducă din nou creștere economică României. De aceea este foarte importantă această campanie. Trebuie să dăm continuitate dezvoltării acestei țări. Este nevoie de această platformă pe care dumneavoastră o propuneți, care adună la oaltă tineri entuziaști care cred în valorile de stânga și care militează pentru ele. Pentru că stânga este de mult singura variantă pentru o Românie modernă. Eu cred în țara mea. Bogăția cea mai mare a unei țări o reprezintă poporul, o reprezintă românii, tineri sau mai cu experiență. Toți împreună vreau să îndrăznim să credem în România. Programul PSD pentru tineri a fost creat pornind de la necesitățile și problemele tinerei generații. Este un program care a fost conceput împreună cu dumneavoastră.
perioada iulie-septembrie, fiecare dintre voi, fiecare organizație a Partidului Social Democrat a mers prin țară și a întrebat ce doresc tinerii, care sunt problemele lor și cum văd ei soluționarea acestor probleme, care sunt perspectivele lor și cum văd ei România pe termen scurt, mediu și lung. O mare parte din aceste probleme și soluțiile la ele le-a prezentat domnul președinte Dragnea astăzi. Voi începe primul rând prin a vă mulțumi pentru prezență, pentru mobilizarea voastră care fiecare dată și pentru că demonstrați că, într-adevăr, stânga românească este o stângă puternică în familia europeană. Evenimentul Tinerii îndrăznesc să creadă în România, Pactul pentru Tineri a cuprins și prezentarea candidaților tineri ai Partidului Social Democrat pentru alegerile parlamentare. Ialomița are al doilea candidat tânăr din țară în persoana lui Andrei Pop, administratorul unei afaceri de succes. Andrei Pop are ca obiective crearea de locuri de muncă, un proiect de microindustrializare care constă în acordarea unor subvenții pentru antreprenorul local. Acesta este susținut de întreaga echipă a PSD Ialomița. De la Galați, Marius Mărgăric, de la Giurgiu, Grăzvan și Andrei Alexandru, de la Gorj, Claudiu Manca, de la Ialomița, Pop Andrei, de la Iași, Bogdan Bogdan și Cuceanu Bogdan. Ne-am adunat astăzi aici pentru a lansa Pactul pentru Tineri, un proiect în colaborare cu socialiștii europeni, un proiect de suflet al socialiștilor ce vizează tinerii în general. Sunt proiecte pe care eu unul mi le voi asuma în speranța viitoarei poziții de parlamentar. De ce tineri? Pentru că ei sunt viitorul, ei trebuie să fie integrați în societate într-un mod cât mai complet. Și cu siguranță o Românie realistă este o Românie care va da importanță cât mai mult generației mele. Ești cel mai tânăr candidat care se regăsește pe listele PSD Ialomița. Cam care sunt strategiile tale sau cam care sunt punctele din programul pe care tu ți l-ai propus? Cu siguranță vor fi proiecte ce vor viza tinerii în general, cu precădere crearea locurilor de muncă. Cum? Deja am menționat un proiect de microindustrializare. Ce înseamnă microindustrializare? Înseamnă subvenționarea antreprenorului local, cu precădere tinerii, bazate pe campanii agresive de conștientizare și informare și formare a unor abilități antreprenoriale, tocmai pentru a fi pregătiți pentru a accesa fonduri structurale guvernamentale. Cred că putem găsi o formulă complexă care să se plieze și pe infrastructura legislativă la nivel european, astfel încât să oferim o perioadă de grație capitalului autohton pentru a se dezvolta și chiar să reușim să aducem înapoi tinerii și oamenii care deja sunt migrați în țările din vest. Pentru noi este o mare mândrie că un tânăr din cadrul organizației Tineret, Andrei Pop, va candida pentru o funcție de parlamentar. Suntem alături de el, o să muncim alături de el în campanie, pentru că, într-adevăr, este o onoare pentru organizația Tineret să aibă un candidat pe o poziție eligibilă. Tinerii, până la urmă, sunt o forță și merită sprijiniți în toate acțiunile. Da, până la urmă, cred că e o stare de normalitate ca tinerii să aibă un reprezentant din județ în Parlamentul României. Cred că alegerea a fost una foarte bine cântărită și cu siguranță Andrei ne va reprezenta cu onoare. Și la Ialomița avem unul dintre cei mai tineri candidați din țară. Se pare că este al doilea ca și vârstă. Andrei Pop, un tânăr de mare valoare, reușește Partidul Social Democrat ca de fiecare dată să-și orienteze politici către tineri. Se lucrează la acest aspect. Vedeți și dumneavoastră câți tineri sunt aici la acest moment. Este o inițiativă a Partidului Social Democrat și a Partidului Socialiștilor Europeni, grup din care facem și noi parte. Și spun eu, prin prezența doamnei primar general, Gabriela Firea, prin prezența președintelui Partidului Liviu Dragnea și a celorlalți parlamentari, doamna Viorica Dăncilă, domnul Cătălin Ivan și toți ceilalți care participă la acest eveniment, demonstrează încă o dată că Partidul Social Democrat are grijă de tineri, dorește să spunem, reîmprospăteze clasa politică cu oameni care să aibă și experiență, dar să reprezinte cu adevărat generația de tineri. Poate în felul acesta să le dăm mai multă încredere și să înțeleagă că tinerii au locul lor și rostul lor în viața, atât în viața administrativă, cât și în viața politică. Și de faptul că aici sunt atât de mulți tineri, ne demonstrează că Partidul Social Democrat rămâne cel mai mare partid din România și rămâne partidul care
oferă oportunități pentru toți cei care doresc să se implice, atât în politică cât și în administrație. Considerați că cea mai grea misiune la acest moment este crearea locurilor de muncă? Da, România are această mare problemă. Cred că crearea locurilor de muncă ar trebui să fie obiectivul principal al României, pentru că observăm și noi, observați și dumneavoastră, cum pleacă tinerii din România și asta este cel mai grav. Că ne pleacă tinerii și că România în felul acesta își pierde din foarte, foarte multe oportunități. Da, crearea locurilor de muncă trebuie să fie pentru viitorul guvern și noi spunem că viitorul guvern este social-democrat, o prioritate și prin investițiile pe care le facem, pentru că crearea locurilor de muncă nu este pur și simplu o acțiune prin care stabilești pe o hârtie câte locuri de muncă vrei, ci astea, locurile de muncă se creează prin investiții în economia națională, printr-un venit pe cap de locuitor mai mare, prin atragere de investiții străine, prin absorbție de fonduri europene. Toate acești factori vor duce la crearea unui număr mare de locuri de muncă și Partidul Social Democrat are pentru următoarea perioadă crearea 800.000 de locuri de muncă. Un alt obiectiv al candidaților PSD Ialomița la alegerile parlamentare este valorificarea potențialului agricol al județului prin crearea unor exploatații agricole eficiente sau utilizarea pe scară largă a biomasei. Cred că e foarte important să ne valorificăm oportunitățile. România este o țară binecuvântată și știm cu toții că avem din slavă cerului foarte multe resurse, dar și oameni extraordinari care pot să facă din aceste resurse un beneficiu pentru cetățenii acestei țări. Cred că și în cazul României, dar și în cazul județului Ialomița, ar trebui să lucrăm împreună într-o echipă pentru a valorifica acest potențial. Acum, noi suntem un județ agricol care suntem preponderent orientați către acest tip de activitate. Cred că dacă reușim să găsim cele mai bune metode de a face exploatațiile mai eficiente, exploatațiile agricole, dacă reușim să utilizăm resursele naturale și aici, în mod principal mă gândesc la biomasa, care se găsește din abundență în acest județ, pentru a le transforma într-un program național, să spunem, care să valorifice această oportunitate, județul nostru are mai mult ca sigur de câștigat. Tinerii, bineînțeles, reprezintă o oportunitate pentru că, din păcate, nu e un lucru pe care îl afirm doar eu. Foarte mulți dintre ei pleacă în țările Uniunii Europene, dar și mai departe, pentru că nu găsesc atâtea oportunități și în județul nostru, dar și la nivel național. Cred că trebuie să îndrăznim, să avem încredere că putem să schimbăm ceva și încă o dată să reușim să ne punem în postura de a face lucrurile, nu doar să așteptăm să fie făcute de altcineva. Împreună putem să mișcăm lucrurile. Tineri, mai puțin tineri, mai multă experiență sau la început de drum, facem o echipă care poate să schimbe ceva. Asta este crezul pe care vreau să-l promovez și sunt sigur că viitorul și anii care vor veni alături de noi o să arate că am avut dreptate. Organizația PSD Ialomița a participat la evenimentul de la Palatul Parlamentului pentru a duce mai departe mesajul lansat de PSD. România are perspectivă, iar tinerii îndrăznesc să creadă în România.